când frica conduce drumul, destinația nu este niciodată glorioasă. Așa cum o lumânare poate aprinde alta, tot așa măreția minții poate fi transferată între oameni. A rămâne în singurătate înseamnă a te priva de această aprindere. Înțelegeți că o furtună își poate schimba cursul fără avertisment. Fiți întotdeauna pregătiți să înfruntați o furtună. Învingeți dușmanii pe câmp înainte ca aceștia să ajungă la casa ta. Trăiește cu umilință, cu încredere statornică și rare ori necazurile te vor asalta. Un prieten bun vorbește cu sinceritate și din inimă. Nu se poate avea încredere în cel a cărui vorbire este întotdeauna plăcută. Fii recunoscător pentru fiecare zi, indiferent de ceea ce aduce soarta. Ura și iubirea sunt coarnele aceleiași capre. Oricât de precaut ai trăi, nu poți scăpa de ghearele fatale ale bătrâneții. Așadar, mai bine să vă alăturați luptei și să luptați cu mândrie pentru ceva ce merită obținut. Când oamenii luptă cu inamicii, de obicei o inimă bună este mai de valoare decât o sabie ascuțită. Drumul ar putea fi lung, călătoria ar putea fi plină de provocări și pericole. Odihnește-te dacă ai nevoie, însă nu renunța niciodată. A trăi fără argint este mai bine decât a trăi fără onoare. Mai bine să lupți și să cazi decât să trăiești fără speranță. Bunul simț este cel mai bun prieten al tău. Puterea este dată doar celor care sunt pregătiți să coboare pentru a o ridica. Soarta îi favorizează pe cei care se străduiesc. Chiar și înteacă sabia trebuie să fie ascuțită. La fel trebuie să fie și mintea și spiritul în interiorul corpului. Zeii sunt creația omului pentru a da răspunsuri pe care le este prea frică să le dea singuri. Mai bine să suferi în libertate decât să te delectezi în captivitate. Există întotdeauna un înțelept mai înțelept și un războinic mai pregătit decât tine, dar ai grijă să nu devii prea confortabil. Rare ori o călătorie va merge bine dacă oamenii sunt în contradicție. Sexul fără dragoste este doar împerechiere. Dragostea fără sex este doar filozofie. Un lider înțelept ia în considerare nevoile altora. Puterea este întotdeauna periculoasă, atrage pe cei mai răi și îi corupe pe cei mai buni. Ai grijă cu vorbirea ta, poate fi catalizatorul multor probleme inutile. Nu știi niciodată cine ar putea să-ți asculte divagațiile. Tot ce are nevoie un popor pentru a se ridica împotriva tiraniei este un lider suficient de îndrăzneț pentru care să ia steagul. Nu toți cei care îți zâmbesc cât sunt prieteni, nu toți cei care se supără sunt dușmani. Ce va fi gravat în istorie despre viața ta? Ce legendă va rămâne mult timp după ce vei fi plecat? Cum ai făcut această lume mai bună? Gândiți-vă zilnic la aceste întrebări. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să te abonezi la canal și să scrii în secțiunea de comentarii citatul favorit. Totodată, dacă vrei să susții acest gen de conținut, te așteptăm să ne urmărești și pe celelalte platforme ca Instagram, Facebook, TikTok. Îți mulțumim pentru vizionare, iar până data viitoare nu uita. Te rog, stai puțin pe gânduri.